Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, asta-l bacă aici, dar agiu și această vine. Deodată o să discutăm pe o temă ce mi-a fost strict interzis să vorbesc până și în momentul în care fac clipul ăsta de către mulți, bine, nu chiar așa mulți, dar destui oameni, cum că ci că să supără dracu pe mine, dar să fiu sincer cu voi, mă cam doare în pulă dacă ofensez pe careva, că apa plată același gust are, nu? Oh yeah, macaron, Cum gândesc youtuberii? Ei bine, după cum bine v-ați dat seama și voi, pe YouTube toată lumea fuge în sus și în jos după vizualizări, aka views. Cu toate că watch time-ul e ăla care contează cu adevărat, dar în fine, ideea vine cam așa. Cum la televizor avem companii cu bugete incomensurabile, da, știu cuvintele, nu-i notează în vocabular, pe YouTube treaba stă la fel, mai puțin în România. În România, dacă faci milioane de view-uri, din fericire te duci în baie și dai o labă cu lumina stinsă și cam atât, nu? Ei bine, da și nu. De la un timp, YouTube-ul în România s-a dezvoltat îndeajuns de mult încât unii să încerce să-și facă un part-time job din asta și să stea dracu acasă făcând un ban în plus. Majoritatea cocălarilor o fac, spre exemplu prin live-uri cu Fortnite pe dezbrăcate sau reacturi la clipurile altora fără să depună vreun efort câtuși de puțin, plus minus vor să fie aclamați de copii mici pe stradă, dar de asta nici nu o să vorbesc ce e greșit cu voi. Tipuri de gândiri. Vreți voi, după cum am calculat deja împreună, majoritatea așa zisilor youtuberi fug după view-uri. Că din view-uri să strângă abonați, like-uri, bani, mașini și femei de 7 stele. Dar nu toți se încadrează în categoria asta de așa zis cocălarus, rexul, roar, mâr, pisic, fâmua. Există așa, youtuberul dependent de view-uri, youtuberul wannabe și youtuberul chillar. Și orice pică între variantele astea, dar în linii mari așa se prezintă situația. Ăștia mici încearcă să facă provocări nebune cu cactus ca să devină mari, iar ăia mari încearcă să copieze de pe unde prind ca să rămână relevant și roata se învârte tot așa la infinit. Dar acești youtuberi slash influencer, cum am mai auzit că ni se zice prin locurile unde se învârte cu banul, se restrâng în două nișe mari și late, mainstream sau underground. Apoi alegând dacă vor să aibă view-uri sau demnitate, dar asta e altă poveste deja. Cine are nevoie de demnitate, dragă? Nici măcar nu mai e la modă. Da! View-uri sau demnitate? Ca să ne înțelegem, fraților, în viață e bine să ai un balans. Și e clar că de multe ori e greu să nu cazi în extreme și la fel e și pe YouTube. Adică, uitați-vă la mine ce față de alcoolic ordinar am. Dar balansul între view-uri și demnitate este o nepărere că trebuie menținut indiferent de situație. Adică e fan ca uneori să pui în thumbnail-uri pule și să râzi ca prostul, dar când o faci non-stop și din adins, mi se pare pur și simplu scârbos. A fi sau a nu fi mainstream? Asta e întrebarea fiecărui youtuber ce trăiește în secolul ăsta. Ce înseamnă? Ei bine, practic, a fi mainstream înseamnă să alegi să faci și să te comporți ca toți ceilalți populari din jurul tău, în speranța că o să ajungi și tu ca ei. Sau mai există youtuberii din celălalt spectru al gândirii care decid să fie underground sau mai bine zis nepăsători și să facă orice îi scarpină pe ei la cueiță în momentul ăla, fără să-i pese neapărat ce se întâmplă în jur, aka trending, aka vizualizarea iadului pe YouTube. Acum da, sunt de acord că atât eu cât și ceilalți din când în când trebuie, sau nu neapărat că trebuie, cât că mai simțim nevoia să schimbăm ceva sau să încercăm ceva nou, poate chiar și chestii cancer, dar să le facem măcar ale noastre. Să punem un gram din ce ne definește pe noi acolo, ca să nu fie același căcat fără gust spamat iar și iar și iar și iar. Nom 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 nom.
Dar, dragiule, alpaca, dacă toți sunt necăcați și trebuie să moară, de ce se mai uită lumea la ei? De ce nu se uită la voina, spre exemplu? Bun, bravo, Marcele, bine punctat. Vezi tu, indiferent de ce spun eu sau de ce vor spune alții, cancerul mereu va domina, indiferent de industrie, nu numai pe YouTube. Ideea nu e să încerci să-l schimbi sau să îl extermini, ci să ai coaie destul de mari și să încerci să-i aduci o schimbare în bine. Succesul cancerului are un motiv. Adică, de ce credeți că e Dani Mocan un trending mereu? Cumva pentru că lumea nu ascultă manele? Dacă te deranjează ceva, fă-i ceva. Știu că nu se va întâmpla prea curând, pentru că toți suntem niște leneși, Boris, dar uite ceva ce putem face colectiv, ce necesită mult mai puțin efort. Atunci când găsești vreun canal sau vreun om sau vreun video care ți s-a părut că, bă, ăsta face o diferență și îmi place, chiar dacă e pe Pornhub, dă-i un like, dă-i un subscribe, spune la prieteni cât de șmecher a fost poziția aia în care ținea pe aia cu picioarele legate de cearșaf, agățată de tavan și în timp ce o învârtea a început să-i... Deci, revin. Fără partea cu agățatul de tavan și da. Dacă ceva te deranjează, fii tu primul care vrea să facă ceva să repare. Pentru că nu de puține ori îi aud pe unii cum spun că, bă, Fortnite e cancer. Da, bă, și Minecraft e cancer. Iar în primul moment când își fac cont pe YouTube și încep să posteze, ghiciți cu ce e primul lor clip? Tada! Fortnite și Minecraft! Exact! Fix ce au zis acum 5 secunde că li se pare oribil și scârbos. Și da, asta a fost videoul de astăzi. Eu am fost Alpaca, a.k.a. Daragiul vostru preferat. Sper că v-a plăcut și nu uitați să vă abonați ca să deveniți parte din legiune. În curând facem 200 de K, de alpace, de legionari. Deci să fiți cu ochii în patru pentru clipul special. Asta dacă îl fac, în cazul în care nu uit, cum am mai pățit. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3, respect! Apropo, aparent, îmi plac castraveții. Am gustat ieri unul și a fost ca lumea. Nu știu ce v-am zis asta, dar... Da...